Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava va organiza în luna mai cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec 2024. Evenimentul se va organiza în perioada 11-19 mai, iar tema propusă anul acesta va fi Teatrul Diplomație Culturală. Prin intermediul Zilelor Teatrului Matei Vișniec, organizatorii își doresc să promoveze creativitatea artistică din România și vor oferi publicului o gamă largă de spectacole de comedie, tragedie, tragicomedie, dar și teatru, dans sau musical. Nu în cele din urmă, aceștia vor oferi și concerte extraordinare, lansări de carte, conferințe și dezbateri cu invitații speciali pe care îi vor avea. Cam fiecare an, dramaturgul Matei Vișniec este invitatul de onoare, urmat apoi de actorii Teatrului Sucevean, care vor deschide oficial festivalul cu premiera spectacolului Cum l-am îngropat pe Stalin. La festival, invitații de seamă vor veni din 6 țări, precum Franța, Italia, Ucraina, Austria, Spania și Republica Moldova și vor participa 18 teatre și 3 grupe de teatru pentru tineret. Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec 2024 se va desfășura anul acesta în mai multe locații, atât în Suceava cât și în Rădăuți, Gura Humorului și Fălticeni.